Gogoșile, fie ele pufoase, aromate, simple, ori umplute cu ciocolată, gem, brânză sau alte bunătăți, sunt printre cele mai iubite și răspândite deserturi din lume. Indiferent de diferențele de rețetă sau formă, ele se potrivesc perfect la orice oră și în orice colț al lumii. Ceea ce ne interesează la Dexul de pe stradă este varianta corectă de plural pentru substantivul gogoașă. Gogoașe sau gogoși? Gogoașe. Gogoși. Gogoașe. Cred că răspunsul corect ar fi gogoși. Gogoși. Bunica face gogoși delicioase. Ai obraje ca niște gogoși frumoși. Gogoașe. Asta una, dar două gogoașe. Gogoașe sunt foarte gustoase. Gogoșele sunt tare bune ele. Ei, mă duc să cumpăr la nepot niște gogoașe. Gogoși. Gogoși. Eu azi am mâncat gogoș și mai ne poate o să plec. Gogoașe? Sunt gogoașe, gogoșică. Pentru substantivul gogoașă, singura formă corectă de plural este gogoș. Deci vom evita versiunea gogoașe. Iată și definiția din dicționar. Gogoașă, cu pluralul gogoș, produs rotund de patiserie, făcut din aluat dospit și prăjit în grăsime, peste care se presară zahăr. Nume dat unor obiecte umflate și sferice. Pluralul gogoș mai poate avea și sens figurat, desemnând minciuni evidente. Ca de exemplu, el spune deseori gogoș pe care nimeni nu le mai crede. Iată câteva propoziții cu pluralul gogoș cu sens direct. Copiii au cerut gogoși și lapte pentru gustare de după școală. La petrecere am servit gogoși acoperite cu ciocolată. Gogoșile de dimineață sunt cea mai bună alegere pentru un început de zi dulce. Aici încheiem episodul de astăzi al Dexului de pe stradă. Respectați corectitudinea limbii române în fiecare cuvânt pe care îl folosiți.